O avem aici, pe pământul nostru. Ne invidiază o lume, dar nouă nu prea ne-a păsat de ea. Este fântâna sănătății și a tinereții veșnice. Au descoperit-o oameni mari ai acestei țări, care au reușit să uimească întreaga planetă cu produsele lor. Noi am avut prima clinică de gerontologie din lume. La noi au venit vedete internaționale de la Salvador Dalí și Charlie Chaplin până la dictatori și capete încoronate să-și alunge semnele bătrâneții. Noi puteam trata cu o simplă cremă boli grave, dar guvernele de după 90 s-au dovedit incapabile să prețuiască aceste invenții și le-au lăsat să moară fără milă. Noroc că au existat oameni cu o pasiune imensă, care s-au încăpățânat să păstreze ce am avut și care reușesc să ducă mai departe povestea tinereții fără bătrânețe. Despite a deeply troubled economy, each year Romania's government compels the people to celebrate the country's industrial and agricultural productivity with bright parade banners. The only thing that parallels Romania's show of political pageantry is her fervent emphasis on so-called natural healing and medicines based on natural substances. These include treatments on everything from arthritis to ulcers to aging, and they're all controversial. Așa se vorbea despre România în plină era comunistă într-un reportaj al televiziunii NBC. Se întâmpla la începutul anilor 80. Țara se confrunta cu o mare criză de alimente, îmbrăcăminte și combustibil, dar câștiga din medicamente și terapii revoluționare echivalentul la 40 de milioane de dolari la valoarea actuală a monedei americane. O poveste despre minuni adevărate care a început în anii 50. O doamnă pe nume Ana Aslan și o substanță folosită în anesteziile locale, procaina. Inițial, Aslan a făcut teste pe animale și a demonstrat că substanța are efecte miraculoase în tratarea bolilor bătrâneții. După care a continuat studiul clinic pe un grup de 25 de vârstnici internați într-un azil de la marginea Bucureștiului. Printre ei, un pacient în vârstă de 110 ani. După 4 ani de tratament, tremuratul mâinilor și al capului aproape încetase, putea să meargă singur, părul alb se repigmenta, iar depresia dispăruse. Rezultatele erau deci spectaculoase. Acest bolnav, având o paralizie consecutivă unui accident cerebral-vascular, după tratamentul aplicat în institut, și-a reluat activitatea obișnuită. Teodora Bărbulescu a văzut cu ochii ei mii de astfel de miracole ale cercetării românești. 15 ani a fost asistentă personală profesoarei, așa cum i se spunea Anei Aslan, și încă mai e fascinată de personalitatea complexă și forța acestei femei, care și-a dedicat toată viața unui scop. Ea a fost cea care a afirmat că bătrânețea poate fi prevenită și că fenomenele de îmbătrânire pot fi întârziate. Această concepție ei a fost primită cu un zâmbet ironic de confrați. Chiar a șocat. Ana Aslan a debutat într-o lume ostilă și a sfârșit prin a marca o epocă. În 1952, Ana Aslan devenea din nou deschizător de drum și punea la Otopeni piatra de temelie a primului institut de geriatrie din lume. Cu o organizare care mai târziu a fost recomandată de Organizația Mondială a Sănătății ca model pentru toate institutele de profil. Aici avea să se nască medicamentul care a revoluționat lumea medicală mondială. Ana Aslan l-a numit Gerovital H3. Oamenii au spus simplu, elixirul tinereții. La întrebarea, poate fi învinsă bătrânețea? Răspunsul îl dă această persoană în vârstă de, vă lăsăm să ghiciți câți ani. Răspunsul exact, 64. Cum primul rezultat a fost spectacular, am plecat mai departe. Mai departe a fost introducerea elixirului tinereții în fiole injectabile și tablete, iar ulterior în cosmetice. În 1967, pe poarta fabricii Farmec din Cluj, ieșea prima cremă anti-îmbătrânire Gerovital H3. Era o cremă care completa tratamentul medicamentos Gerovital, pentru că doamna doctor și-a dat seama că acest tratament nu este complet. Doar din interior. Doamna Sofia e printre veteranii fabricii. Acum 39 de ani, când a venit aici în calitate de cercetător, industria cosmetică din România era în plin avânt muncitoresc. La Farmec se produceau deja celebrele lapte Doina, șamponul Bob, loțiunea Lara și singurele deodorante care te făceau sigur remarcat la o petrecere în anii 70-80.
Au fost și acelea o revoluție, confiscată mai târziu de alții, dar pe atunci românii habar nu aveau că erau avangardiști. Antiperspirantele. Ele s-au relansat pe piață de către firmele multinaționale pe la mijlocul anilor 90, sub formă de deodorante dry, dar chiar din anii 68-70, farmecul producea un astfel de antiperspirant spray, care, datorită greutăților ulterioare, producția s-a întrerupt, produsul s-a uitat. La începutul anilor 70 deja vorbeam despre o industrie cosmetică modernă și care realiza niște produse a căror formulări sunt moderne chiar și astăzi. Gerovitalul era considerat o formulă modernă, dar de către străini. Ei au înțeles repede că au dat de o mină de aur și au tot comandat. Noi suntem prezenți pe piețele externe, peste 40 de țări, de aproape 50 de ani. La acea vreme, fabrica era condusă de tatăl actualului director. El a fost cel care a simțit oportunitatea și a reușit să cucerească una dintre cele mai exigente piețe, cea din Japonia. Gerovitalul a România de umaremașta. Ei sunt pe zero greșeală, zero toleranță, foarte, foarte pretențioși. Tu trebuie să le oferi ceva, ceva care să li se potrivească, pentru că japonezele au cu totul alte decât româncele. Iar România era în stare pe atunci să producă ceva cu zero greșeală, așa cum își dorea de fapt și Ana Aslan. Exigentă și ambițioasă, reușise încă din anii 60 să facă din Gerovital și Clinica din Otopeni cele mai cunoscute branduri românești. În istoria medicinii, niciun medic n-a fost atât de solicitat de capete încoronate, de șef de state, de vedete de scenă, de scriitori, generalul de Gaulle, mareșalul Tito, mareșalul Franco, regele Arabiei Saudite, regele Marocului, cu care rămăsese în bune relații de prietenie, făcea de multe ori reveionul acolo. Lilian Ghiș, Somerset Maugham, Claudia Cardinale, Jacqueline Kennedy, Aristotel Onassis, care i-a trimis avionul să o ia din țară, președintele Sucarto, Somerset Maugham, Pablo Neruda, Miguel Asturias. Și mai erau Salvador Dalí, Charlie Chaplin, Marlene Dietrich, Kirk Douglas. 90% dintre pacienții clinicii de la Otopeni erau străini, așa că toți angajații știau cel puțin două limbi de circulație internațională. Let me ask you, what's better, the shampoo with sulfur or shampoo with tar for the dark hair? Yes, it's good, this shampoo in Gerovital is in sulfur. Yeah, with sulfur, makes my hair look fresh and healthy. Good, good. Okay, exigența Anei Aslan trecea însă și dincolo de știință. Angajatele erau obligate să vină la lucru cu afate, machiate și cu pantofi cu toc. Cercetătoarea era ea însăși un model. Purta numai haine de firmă pe care le comanda de la Paris sau Milano. Era perfecționistă. De la îndatoririle profesionale până la ținută, coafură, Ana Aslan se coafa în fiecare zi. O coafa mica de la Atene Palace. Vă certa dacă nu erați coafată? A, da. Dar nu puteam să-mi permit să fiu necoafată. Și mai exista o regulă, discreția față de pacienții celebri. Pe unii îi vedea doar ea și asistentele care administrau tratamentul. Teodora Bărbulescu a avut totuși ocazia să fie față în față cu Claudia Cardinale. Frumoasă, mi-aduc aminte că avea un pantalon de piele negru strâns pe pulpă cu cismă și cu jachetă scurtă. Claudia Cardinale a locuit în apartamentul numărul 6 la parter, cu două dormitoare, două băi, un living spațios cu șemineu și ieșire la grădină. Iar datorită unor celebrități ca ea, vestea minunilor din Clinica Românească s-a răspândit rapid și cu fiecare an numărul de pacienți a crescut. În final a ajuns atât de mare încât programările trebuiau făcute cu un an înainte. Cât de bine le făceau tratamentele, o arată aceste imagini, dar și cele 130.000 de scrisori de mulțumire care soseau anual la institut. Unele ajungeau la destinație, chiar dacă pe plic scria doar Ana Aslan, România. When coming over to enjoy the miraculous treatment initiated by Ana Aslan, one will get to know the diversity and beauty of Romanian landscapes. Și așa a ajuns să se vorbească despre România ca despre un mare spa internațional. One reason for Palomar's popularity here is that unlike consumer goods such as food, gasoline, clothing and other products, it is available on just about every store shelf and is very affordable to the average Romanian. Reportajul celor de la NBC vorbește despre invenția lui Ștefan Ionescu Călinești.
Astăzi, la 92 de ani, doctorul e o legendă. Fascinant ca personaj, la fel ca și povestea descoperirii lui, care a făcut istorie în anii comunismului. Ideea mi-a apărut din cauza unei boli descoperite la soția mea, sclerodermie în bandă. I-a păruse pe brațul stâng și, consultând specialiștii, mi-a spus că poate progresa, prinde zona cordului și poate fi fatală. Ca medic de circumscripție pe malul lacului Amara, văzusem cazuri similare vindecate total și m-am gândit cum pot să o ajut pe soția mea. Se întâmpla în 1954. A început să studieze efectele miraculoase pe care le are nămolul asupra unor boli grave de piele sau reumatice și a ajuns în final să extragă din noroiul negru urât mirositor elemente active, vindecătoare. S-a dovedit eficient. Era pur și simplu un stărs din nămol. Vedeți, mijloacele erau rudimentare pe timpul acela, dar a fost benefic. Deci s-a vindecat total soția dumneavoastră? Total. În cât timp? Ce să spun eu? O lună? Așa a devenit Ștefan Ionescu Călinești, primul medic din lume care a obținut un extract pur din nămoluri terapeutice. I-a dat numele Pelamar, de la peloid, care înseamnă nămol, și Amar, de la numele lacului de unde lua materia primă. După care l-a procesat pentru tratamente injectabile și unguente care se făceau la antibiotice Iași, dar și pentru cosmetice fabricate de Miraj București. La începutul anilor 70 însă era cât pe ce să-și piardă materia primă, pentru că lacul de la Amara era inundat, iar nămolului îi dispăruseră proprietățile. Dar doctorul Călinești nu s-a lăsat. A găsit un loc aproape identic la Băile, lângă Balta Albă, și a continuat să producă extractul pentru deja faimosul Pelamar. A fost un act de curaj, pentru că pe parcursul anilor mi-a adus numai dușmani. Primul meu dușman, fără a vrea să-i știrbesc meritele medicale, a fost Ana Aslan. Ea n-a suportat ca să fie un alt promotor al medicinii românești. Niciodată nu i-am arătat că suntem în conflict. Totdeauna am încercat să găsesc calea de mijloc, să vedem fiecare de drumul lui. Așa că doctorul Călinești și Ana Aslan nu s-au întâlnit niciodată. S-au concurat de la distanță pe o piață care încă nu cunoștea rivalitatea economică. Era doar o înfruntare a două orgolii profesionale. Și la fel ca Ana Aslan, doctorul s-a dovedit a fi nu numai un mare cercetător, ci și un om croit dintr-o stofă devenită astăzi rară. Liliana Bucur l-a cunoscut la începutul anilor 70. În București, tocmai se inaugurase unul dintre cele mai luxoase hoteluri, Flora. Ea era elevă la școala de asistente și a intrat în clădire din pură curiozitate. În holul hotelului era un domn cu o cămașă în carouri, cu un pantalon de salopetă și așa am aflat că este medic, deși după aparențe n-ai fi zis că e medic nici de acum într-o sută de ani, pentru că era îmbrăcat ca un muncitor. Și monta băile galvanice din Hotel Flora. Despre ce medic vorbim? Despre doctorul Ionescu Călinești Ștefan. Câteva luni mai târziu, Liliana Bucur avea să devină prima asistentă a doctorului Călinești. Împreună au deschis impresionantul centru de tratament din București și s-au pus pe așteptat. Nu se făcuse niciun fel de reclamă a produsului, deci nu se știa nimic. Noi puneam la recepția hotelului niște pliante în care explicam în diverse limbi ce face produsul, ce efect are. Primii pacienți le-au trecut pragul abia după un an, un grup de 5 danezi. Ei au povestit altor prieteni și așa s-a dus vestea că undeva în București e un centru spa foarte ieftin în care se tratează bolile reumatice sau de piele. Nu conta că unele creme erau ambalate în cutii de carton. Oamenii de pe toată planeta veneau să se trateze cu Pelamar. Din Noua Zeelandă, din Asia, din Africa, însemnând Maroc, Libia, Egipt, din Europa toată, am avut până și din America de Sud. Argentina, Uruguay și Peter Falk a fost unul dintre oamenii care ne-au călcat pragul. Am avut pacienți din Cuveit, vărul emirului Cuveitului. Peste ani, doctorul Călinești a devenit chiar medicul personal al casei emirului din Cuveit și a fost numit expert ONU pentru dezvoltarea centrelor de reabilitare.
Asta în timp ce succesul clinicii de la hotelul Flora aducea țării tot mai mulți turiști străini și tot mai multă valută. Pot să spun doar că în an prost turistic, 1989, am avut încasări de 844.000 de dolari, când un tratament costa 200 și ceva de dolari pe două săptămâni. Așa i-a găsit revoluția, profitabil și în plin avânt. Însă, în timp ce medicul Călinești era detașat în Uruguay ca să pună pe picioare o secție de reumatologie, Liliana Bucur a trebuit să asiste neputincioasă la distrugerea fulgerătoare a clinicii și a visului lor frumos. Ei au scos la licitație aparatura, au vândut tot și așa s-a distrus o muncă a unui om de-o viață. În câți ani am reușit noi să avem pacienți și un nume pe plan internațional și cât de repede s-a distrus tot. Într-o lună și jumătate n-a mai fost nimic din pe la mar. Nimic. Produsele au dispărut definitiv de pe piață odată cu închiderea fabricii de la Băile. Aici, unii se vede acum, unii aici, era o magazie, a mai rămas o singură țeavă în picioare. Aici era intrarea principală, unde a dispărut porțile. S-a terminat, s-a furat și punct trafo, s-a furat tot. Neafane a lucrat aici peste 20 de ani, cei mai buni din cariera sa. Astăzi abia mai recunoaște locul în care venea în fiecare dimineață la lucru. Aici era laboratorul, unde îmi desfășuram activitatea împreună cu un inginer chimist. Aveam aici mese de care erau cu masă de titrare, cu mese unde erau reactive. Puțin spus trist, da? Asta este. Capitalismul a aplicat lovitură după lovitură acestei mari invenții. Fabrica Miraj, cea care producea cosmeticele pe la mar, s-a privatizat și apoi s-a închis și ea, după care s-a oprit și producția medicamentelor la antibiotice Iași. Iar doctorul Ionescu Călinești nu s-a putut opune acestui tsunami care i-a măturat deceniile de viață profesională. Am simțit un cusit în inimă. Cât ați luptat să nu moară pe la mar? Toată viața. Absolut toată viața. S-a chinuit multă vreme să reînvie produsul său peste care se așternuse uitarea. Ani de zile a bătut la porți închise, în căutare de oameni care să înțeleagă ce oportunitate ar fi pentru țară acest brand vechi românesc și pe care să-i convingă să investească în Pelamar. Abia în anul 2000 a găsit-o pe Iuliana Harasim, care i-a trezit interesul, așa că doctorul Călinești i-a încredințat nu doar o parte din secrete, ci și o cantitate însemnată de extract de nămol și praf de alge. Le păstrase, mi-a povestit toată istoria și avea ingredientele de bază și își dorea foarte mult să revitalizeze. În orice caz m-a fermecat această idee pentru că toți căutam niște produse originale. Dar în laborator avea să constate că e mai mult decât un produs original. El conține cărămizile din care sunt construite proteinele, nu, baza organismului nostru și nu știu ce s-a întâmplat atunci după Revoluție. Probabil că deschiderea aceasta pe care am avut-o dintr-o dată ne-a făcut să ne uităm în diverse zări și să uităm ceea ce ne înconjoară. Și din păcate ne-au trebuit aproape 20 de ani ca să ne dăm seama totuși ce este important. Nicu Stoica și-a dat seama. Era un vis nebunesc să relanseze pe la mar, dar el nu s-a gândit la câștig imediat, ci doar la forța acestui brand neexploatat la vremea lui. Producătorii în România de dermatocosmetice nu prea sunt foarte mulți. Noi suntem unul dintre jucători. Și a plecat la luptă. Primul pas și cel mai dificil a fost să obțină dreptul de a exploata nămolul din lac. Ca toate celelalte resurse minerale, începând cu petrolul sau aurul, se subscrie acest zăcământ sub legea minelor. Practic am traversat toate acele acțiuni și activități ca la Roșia Montană. Iar exploatarea zăcământului se face în anumite condiții destul de riguroase. Adică se extrage doar pe timp de vară cu barca pe lac și se transportă cu o căruță până la fabrică. Nicu Stoica a căutat prin sat foștii angajați ai fabricii. Ei știau cel mai bine mersul. Așa a îmbrăcat Neafane din nou salopeta verde și a venit să reia producția. Le trebuia însă și un concept nou, modern, care să aducă pe la mar în zilele noastre. Omul a cărui semnătură e pe acea cutie e o adevărată legendă. Dacă Madame Aslan e prințesa, doctorul Călinești e cenușăreasa, în spatele semnătura scuzându-se un om de o valoare extraordinară și mi-am dat seama că, dincolo de toate, cel mai important este să primesc binecuvântarea acestui om. Urma ca eu să iau ceea ce a construit el o viață și să încerc, atât cât pot eu, să duc mai departe.
și să dau viață unui nou pelamar. A primit binecuvântarea și la începutul lui 2010 se punea prima cărămidă a noii fabrici. Iar în octombrie ieșeau pe bandă cele din tâi produse. Doctorul Călinești a ținut să vadă cu ochii lui minunea. Nu da lacrimi. Am văzut că n-am muncit de pomană. El este un brand mai mult decât actual. Să spunem că la vremea lui a fost un concept înaintea vremurilor în care, să zicem, că a făcut istorie. Istoria se rescrie astăzi, spre bucuria doctorului Călinești, care nu credea că o să-și mai vadă vreodată numele scris pe o cutie de cremă. Tot a meritat. Fiecare clipă care am închinat-o acestui produs a meritat o viață. A fost copilul meu, ca să spun așa. Sper să mai trăiesc, să pot vedea forma injectabilă apărând pe piață. Mi-aș vedea visul cu ochii. Dacă nu, îl vor vedea urmașii mei. Așa a sperat și Ana Aslan, că oamenii care vor veni după ea îi vor duce visul mai departe. Din fericire, soarta produsului ei a fost mai blândă, căci fabrica Farmec din Cluj n-a încetat producția din 1968 și până acum. Doar s-a modernizat ca să țină pasul cu timpurile. Așa că azi, dacă nu ești echipat ca un chirurg în sala de operație, nu poți intra în hala de producție. Într-un an putem realiza în jur la 6 milioane de creme, 3 milioane de emulsii, 2 milioane de șampoane și produse pentru întreținerea părului, 2 milioane de loțiuni. Sunt și produse noi, dar și altele care au făcut istorie, printre care gerul vitalul doamnei Aslan, fabricat și azi după aceeași rețetă. S-au adus inovări foarte multe, obligate atât de legislație, cât și de dezvoltarea științei. Eu veșnic dau acest exemplu. Mercedesul îl vedeți cum este astăzi. Este Mercedes, dar nu are nimic de a face cu primul model care a apărut pe piață. Deci trebuie tot timpul să inovezi. Cu mici excepții, asta s-a întâmplat la Farmec. S-a inovat, s-au îmbunătățit formule, s-au făcut ambalaje mai atractive, când li s-a permis. Pentru că au fost și cazuri în care cumpărători vechi ai produsului s-au opus cu îndârjire schimbărilor, cum ar fi japonezii, de exemplu. În ultimii 15 ani am încercat să le oferim de câteva ori produse noi, pe gamele noi, și nu au dorit asta. Totdeauna și-au dorit acele produse clasice, ei pe conceptul lor. Avem formulele respective care se fac în producție odată la, știu și eu, la 2 luni. Ambalajele respective, se știe, astea sunt pentru Japonia. Un pic, dacă am umblat la el, veneau foarte multe reclamații. Simpla schimbare a bușonului unui flacon însemna că am schimbat produsul, nu e produsul cu care ei erau obișnuiți. Asta s-a întâmplat și cu fanii laptelui de machiant Doina. Așa se explică de ce îl găsești și azi pe raft, exact cum era în urmă cu aproape 40 de ani. Dar chiar și astfel, în vechiul lui ambalaj, e lider de piață, cel mai bine vândut de machiant ca număr de produse. Pe de altă parte, Doina este un produs universal, care este folosit atât ca și de machiant, cât și ca și lapte de corp. Are o arie foarte mare de utilizare. De la pielea de pe corp până la pielea canapelei din sufragerie. Între tradiție și modern, fabrica de cosmetice din Cluj e de fapt o supraviețuitoare, una dintre puținele fabrici comuniste rămase funcționale și locul în care continuă visul Anei Aslan. Și Institutul Geriatric își continuă misiunea, deși nu puțini i-au pus gând rău. Rechinii imobiliari au vânat multă vreme acest teren. În clădire s-a investit puțin și condițiile de cazare nu s-au mai ridicat în ultimii ani la nivelul pretențiilor unor pensionari din alte țări. Cum credeți dumneavoastră că a avut grijă statul de ce ne-a lăsat Ana Aslan? No. Păi dacă era doar după stat, cred că nu mai existam. Dar, spun angajații, spiritul Anei Aslan a păzit această clădire și a avut grijă ca ea să păstreze destinația inițială. Se fac în continuare tratamente ca pe vremuri, chiar dacă unul dintre medicamente, Asla Vital, nu se mai produce, iar camerele sunt toate rezervate până la sfârșitul anului, deși nu mai sunt pline de străini, ca acum 30 de ani. Sperăm să păstrăm în continuare asta, adică asta ține de noi acum, pentru că numai Aslan să ne spună că așa ar fi bine. E început de martie și institutul are musafiri de seamă. Principesa Maria, fiica cea mică a regelui Mihai, alături de câteva soții de ambasadori, vizitează clinica din Otopeni.
se dea până amintiri, se răsfoiesc albume cu fotografii și toate descoperă în final că poveștile cu Ana Aslan sunt încă foarte actuale. Auzim după 25 de ani că atunci când soțul unei doamne din țările din Orientul Mijlociu dorește să-i facă un compliment soției, complimentul cel mai frumos este să-i spună că arată atât de bine ca și când a fost în tratament la Ana Aslan. Și că Ana Aslan acolo este privită ca un fel de sultan al frumuseții. Ana Aslan e încă o prezență vie. Pe biroul profesoarei sunt aceleași cărți de vizită de acum 35 de ani. Lipsesc însă notițele, telefoanele și medicamentul Aslavital. Și multe altele, spune cu regret fosta ei asistentă. După moartea profesoarei, în lipsa unor moștenitori, statul comunist i-a luat casa și i-a vândut lucrurile la consignație. Tot ce a mai recuperat Teodora Bărbulescu e îngrămădit în această cămăruță. Cărțile cu dedicație de la Salvador Dalí, tensiometrul, ceasul și câteva dintre rochiile ei de firmă. Statul român nu s-a simțit dator. Ana Aslan aducea 17 milioane de dolari pe an. Dacă am fost pionieri în această lume și am fost exemplu dat de organisme internaționale ca model, e păcat că acest model să dispară. În ultimii ani de viață, Ana Aslan a locuit în institut. A devenit propria sa pacientă. S-a stins discret, convinsă că a meritat să-și dedice viața cercetării și oamenilor. Eu nu trăiesc în trecut, eu în general trăiesc în prezent și în viitor. Nu regret nimic. Cu optimism spre viitor privește și doctorul Călinești. Chiar dacă nu se mai poate deplasa, chiar dacă suferința și bătrânețea îl mai doboară uneori, e fericit că are ce să lase moștenire. Este o fericire că știu că cei ce mă vor urma vor ști ce trebuie să facă pentru acest produs. Poate de această dată, povestea va fi cu final fericit. Ca să nu se mai poate spune că tocmai în țara în care s-a inventat elixirul tinereții, tot ce e bun se veștejește rapid.